Șefii Serviciului Român de Informații au fost audiați de Comisia de Control în contextul războiului dintre Israel și Hamas. Conducerea SRI susține că nu sunt riscuri de securitate în țara noastră în plin val de atacuri antisemite pe teritoriul Europei. Totuși, SRI transmite că ia măsuri preventive pentru a depista eventuale amenințări la adresa securității naționale și mergem la corespondentul nostru, Vasile Marcu, cel care știe ce s-a discutat la această comisie. Te ascultăm, Vasile. A fost doar o parte dintre audieri, iată, la o lună de la atacurile Hamas din Israel. A fost audiată și conducerea Comisiei pentru SRI. În momentul de față sunt măsuri specifice luate de Serviciul Român de Informații pentru a preveni orice amenințare la adresa securității statului. N-au detaliat foarte multe măsuri, însă din ce spuneau șefii Serviciului Român de Informații la audierile de astăzi din Parlament, în momentul de față nu există o amenințare directă, însă măsurile au fost sporite în această perioadă în România, repet, măsuri specifice luate de ofițerii Serviciului Român de Informații. Însă, nu a fost singura temă de discuție, au discutat și despre implicațiile războiului din Ucraina, cât și despre ce se întâmplă în Republica Moldova. Însă, subiectul principal al audierii de astăzi din Parlament au reprezentat implicațiile războiului din Israel și ale atacului Hamas din 7 octombrie. Repet, acolo a fost o discuție mult mai amplă și au explicat cei din conducerea serviciului și măsurile concrete care sunt luate în această perioadă pentru a nu exista amenințări la adresa securității statului.